Capitolina s-a întors în oraș după o vacanță de o săptămână la bunica în sat. Deci copilăria și tinerețea fără de griji au zburat de mult, tradiția de a munci câteva zile în grădină a rămas. Această responsabilitate s-a transformat în tradiție. Munca s-a extins doar asupra ei, deci bunica ei mai avea 5 nepoți. Dar fiecare din ei aveau treburi mai importante. Capitolina nu putea minți și de aceea mereu accepta. În fiecare an își lua o săptămână liberă în perioada când era necesar să plaivească iarba sau să sape cartofii. Bunica era încă o femeie puternică și corpuloasă, care se plângea constant de sănătatea ei. Dar în același timp, ea singură reușea să facă ceea ce și un bărbat puternic nu putea. Dar cel mai neplăcut lucru era că bunicii îi plăcea să controleze totul. Capitolina, iubito, nu ai scos un fir de iarbă acolo. Ea stătea mereu deasupra sufletului și dădea recomandări. Din acest motiv, această săptămână pentru fată era un test serios. Dar ea răbda, deoarece așa a fost educată. Acum ea, cu inima ușoară a unui om care și-a făcut datoria, tremura într-un autobuz obișnuit. Ea încerca să se gândească la viață. Dar era spulberată de fiecare cotitură și gândurile ei erau încurcate de împingeri și lovituri. Vehiculul era vechi și stricat, așa că călătoria semăna mai degrabă cu un raliu pe dealuri. Pe fiecare deal autobuzul sărea, dar apoi cădea brusc într-un alt șanț. O liniștea că acest sprint va fi scurt, așa cum până la oraș a rămas doar 20 de kilometri. Uitându-se pe geam la peisajul obișnuit, fata iarăși s-a înfundat în gândurile sale. Ea încerca să răspundă la o întrebare. De ce unii au noroc, dar alții sunt obligați să sufere? Capitolina, după toate indicațiile, aparținea categoriei a doua. Pentru că a avut ghinion catastrofal din momentul în care s-a născut. La început, nu a înțeles din ce motiv, dintre multele prenume frumoase, părinții ei au ales cea mai nepotrivită variantă pentru ea. Educatoarele de la grădiniță erau chinuite de acest nume. Au încercat să-l scurteze cât mai frumos. La școală a fost numită mereu pe numele ei de familie. Dar colegii de clasă o tachinau în mod constant. Capa, dar unde e pălăria ta? Fetița considera că anume prenumele ei neobișnuit este singura împiedicare în viața personală. Și din acest motiv, când făcea cunoștință cu băieți, ea se prezenta sau Olga, sau Tatiana. Ce-i drept, asta la fel nu o ajuta. Practic toate colegele de grupă și de clasă de mult s-au căsătorit. Cineva chiar foarte reușit. Dar ea este singură și în viitorul apropiat va fi la fel. Cine va acorda atenție la o femeie de 26 de ani, când în jur sunt multe tinere frumoase? Înainte, fetele la această vârstă era numite bătrâne. Deși astăzi vechile stereotipuri nu mai funcționează, dar oricum este neplăcut să înțelegi că cea mai bună vreme trece, dar șanse nu rămân. Capitolina dorea să se gândească la multe alte lucruri importante pentru ea, dar vocea ascuțită a șoferului a revenit-o la viață. Gata, am ajuns. Ieșim și plătim călătoria. Bancnote de valoare mică nu am, așa că dați-mi cât trebuie. Pasagerii, dar ei erau patru inclusiv și Capitolina mândri, s-au îndreptat spre ieșire. Peronul gării era pustiu. Numai două personaje cu fețe dubioase așteptau pe bancă. Când fata a trecut pe alături, unul a întrebat: nu ne ajunge pentru bilet, n-ați putea să ne ajutați? Fata le-a întins câteva monede. Necunoscuții s-au înviorat. Vă mulțumim! Ce fată drăguță! Bărbații imediat au început să zâmbească. Se pare că aceste monede într-adevăr erau foarte necesare pentru ei. Pentru băutură cer și pentru ce să le dai? S-a auzit din urma o voce feminină și Capitolina s-a întors, deoarece toți imediat aleg cea mai rea variantă. Poate oamenii într-adevăr au nevoie să plece, dar nu au posibilitatea să-și cumpere bilete. Femeia nemulțumită de vreo 55 de ani, momentan a spus un argument veridic. Acesta era ultimul autobuz, următorul va fi abia mâine dimineața. Iată, privește, au fugit la magazin, probabil nu avea de ajuns. Fata a observat că pe bancă nu mai era nimeni. Ea a expirat de parcă îi părea rău de gafa ei. Dar despre sine cu iritație s-a gândit. Și de ce mereu mă implic acolo unde nu mă roagă nimeni?
însă acești oameni au cerut ajutor, iar eu, ca un om normal, am reacționat la rugăminte. Așa a fost mereu. Din copilărie, Capitolina mereu pe cineva ajuta, salva, uneori chiar și în defavoarea ei. Ea, fără să se grăbească, se plimba pe drumurile orașului. Să numești orașul un centru raional unde ea trăia și muncea nu puteai. Un sat curat, liniștit, cu o populație puțin mai mult decât 20.000, îți amintea o provincie liniștită unde viața trecea încet și obișnuită. Aici rare ori se întâmpla ceva ce încălca ordinea. Fiind în așa stare sufletească, Capitolina aproape a ajuns acasă când din direcția parcului brusc s-a auzit gălăgie. Noaptea aproape a acoperit orășelul. Dar fata disperată s-a grăbit spre parc. Ea a observat un autobuz ciudat lângă intrare. Doar un singur felinar lumina locul unei lupte inegale. Așa că nu a putut bine să vadă participanții ei. În acest moment a răsunat un strigăt sugrumat. Ajutați-mă! M-a ucit. Ei s-a părut că strigă un bătrân. Fără să se gândească la consecințe, fata a început să lovească cu geanta pe care o avea în mâini pe spatele atacatorilor. Loviturile erau puternice, deoarece în geantă era bostănei și un borcan cu lapte. Cei drept, recipientul de sticlă s-a stricat imediat după a doua lovitură. Atacatorii, dar ei erau trei repede și au revenit de la șoc și s-au îndreptat spre fată. Tu ce te-ai săturat de viață? Mergi de aici, găină proastă! Capitolina nu dorea să cedeze. Ea vedea că bărbatul culcat nu se mișcă. Băiatul mai înalt l-a lovit peste cap, doi alți băieți cu zâmbete au început a o împinge. Fata s-a speriat foarte mult, o durea. Ea cu spaimă se uita la tineri. Auzi? Alexandru, poate ne distrăm. Pentru ce îți trebuie această bătrână, dar n-ar strica să-i cauți portofelul. Băiatul a dat din cap spre pământ. Cu o pată de la naștere a fost marcat un corp. El a vrut să scoată geanta din mâinile Capitolinei, dar ea a început să riposteze. Tineri ticăloși au început să o bată pe fată cu pumnii. Băteau cu cruzime fără să se gândească unde lovesc. Capitolina repede a căzut în inconștiență. Cât timp a stat în inconștiență este greu de spus. Fata și-a revenit de la durerea insuportabilă de la încheietura mâinii. Cineva din apropiere a încercat să o ajute să se ridice, dar se pare că nici cu piciorul stâng nu era totul în regulă. Capul amețea, dar în gât simțea o stare de greață. Probabil este o fractură craniocerebrală sau o fractură a radiusului. Aduceți targa! Capitolina, uluită, se uita în jur. Și abia atunci a observat că erau medici în jurul ei. În apropiere stăteau doi polițiști. Ei au stat de vorbă cu locuitorii celor mai apropiate case care au venit la sunete. Observând că pacienta s-a trezit, polițiștii s-au apropiat de ea. I-ați memorat pe aici care a atacat. În general, ce țineți minte? Fetei era foarte dureros. Ea încerca să-l vadă pe acel pe care l-a salvat. Dar în afară de ea, nu au fost victime. Ei l-au atacat mai întâi pe bătrân, dar nu i-am putut vedea, era foarte întuneric acolo. Fata cu greu spunea vreun cuvânt. Polițistul a vrut să o întrebe despre altceva, dar ea și-a pierdut din nou cunoștința. Ea deja nu mai vedea și nu-și mai amintea cum a luat-o ambulanța. Cum asupra ei strigau sirenele, cum doctorii grăbiți au adunat consiliul în privința ei. Apoi analize, radiografii, o mulțime de picurători. Capitolina nu putea spune cât de mult ea se afla în așa stare. Fata ba cădea într-un somn adânc și agitat, ba cădea în inconștiență. La început era singură în salon. Ei mereu primea injecții, îi măsurau tensiunea, îi făceau multe alte proceduri medicale. Apoi au transferat-o într-un salon mare unde mai erau trei femei. Tocmai de la vecinii ei a aflat că incidentul care i s-a întâmplat a emoționat întreg orașul. Se știe că cuvântul din gură funcționează mult mai bine decât media de stat. Însă această sursă de informații are anumite neajunsuri, principalele fiind denaturarea faptelor. Povestea cărei eroine era Capitolina era decorată așa că faimosul Rambo cu greu putea concura cu o fată modestă din provincie. Femeile i-au povestit cu entuziasm Capitolinei cum ea singură a salvat de o întreagă bandă de tâlhari un întreg oligarh.
În ciuda durerii de cap sălbatică, fata a râs când a auzit această versiune. Oligarhii nu merg deloc singuri și cu atât mai mult noaptea. Dar și ce să fac aici o persoană atât de bogată? Aceasta e doar o poveste pe care a inventat-o în și oamenii. Vecina mai în vârstă a observat. Prostuțo, în viață se poate întâmpla orice. Poate a vrut să-și deschidă o firmă la noi sau să cumpere conacul, loc faimos. De ce să nu investești în el, Capitolina a chicotit. Gândiți ca un om de afacere. Cuvintele vecinii din salon au înveselit-o, ea într-adevăr gândea foarte interesant. Dar totul era dintr-o serie de fantezie. Cum altfel? De atâția ani vând la piață, dar înainte obișnuiam să călătoresc cu navetele. Așa că am puțină experiență. Dragă, crede-mă că aproape toți milionarii au început și cu un punct în piață. Doar câțiva au rude bogate în străinătate. În spatele conversațiilor vesele cu vecinele, timpul a zburat neobservat. La Capitolina veneau în vizită colegii de la muncă și vecinii. A venit mama ca să o susțină pe fiică. De două ori a venit anchetatorul. În prima sa vizită, el în detalii a întrebat-o despre evenimentele de atunci seara. Totul semna. Peste câteva zile, el iarăși a apărut. De data aceasta, el a anunțat că unul dintre suspecți este reținut, alții doi se ascund. Dar numai decât vor fi trași la răspundere. Nu vă faceți griji, acești băieți vor primi pedeapsa meritată. Dar și pentru celelalte fapte. Căci nu este primul caz în dosarul lor penal. Ce-i drept, înainte ei se ocupau cu furturi mici, dar acum vor fi pedepsiți pe un articol mai serios. Capitolina a decis să-l întrebe pe anchetator ceea ce nu o lăsa toate aceste zile. Spuneți-mi, dar acel om, bătrânul pe care l-au bătut până la mine, unde e el și ce-i cu el? Ce bătrân? Despre ce vorbiți? Până nu m-am implicat eu, acești băieți băteau un bărbat. Eu nu l-am văzut prin întuneric. Dar sunt sigură că acest bătrân la fel a primit traume serioase. Ei îl loveau cu picioarele. El striga ajutor. Nu știu, la noi nu s-a adresat nimeni. Dat la locul crimei, când noi am ajuns acolo la apelul locatarilor din casa vecină, erați doar dumneavoastră. Starea dumneavoastră era foarte gravă. Despre altă victimă noi nu cunoaștem nimic. Capitolina insistent a repetat. Eu doar clar am văzut acea persoană, deși el stătea cu fața în jos, probabil era fără cunoștință. Dar când și-a revenit a plecat. Ea înțelegea că nu prea o cred și consideră că atacul era săvârșit doar asupra ei. Ea deja singură se gândea că nu există așa ceva, doar nu i se putea să viseze. Gândurile despre salvarea necunoscutului nu o lăsau în pace. Dar ghicirea acestei ghicitori a devenit pentru fată neașteptată. Odată după ușa salonului s-au auzit pași. Trebuie de menționat că de cât timp se află la spital, fata s-a învățat să ghicească personalitatea vizitatorilor după pași. Asistentele medicale mergeau moale ca pisicile, pașilor practic nu se auzeau. Pe medic îl puteai recunoaște după mersul energic. Rudele și cunoscuții de obicei se agitau grăbindu-se să o viziteze pe bolnavă. Această agitare se simțea în pașii lor nesiguri. Acești pași erau necunoscuți și din acest motiv fata s-a îngrijorat. Pașii de după ușa s-au oprit, dar apoi s-a auzit o bătaie. Îmi permiteți? Ușa s-a deschis. În salon a intrat un bărbat impunător și elegant de vreo 40 de ani cu un buchet de trandafiri. Vecinele din salon care până acum vorbeau fără să se oprească au tăcut. Străinul i-a aruncat pe cei prezenți cu o privire interesată și apoi s-a dus direct spre Capitolina. Fata a rămas uluită. De emoții s-a uscat gura și la întrebarea vizitatorului, dumneavoastră sunteți Capitolina, ea pur și simplu a dat din cap e pentru dumneavoastră. Femeile au început a se șopti. Ca în filme. Să ieșim din salon, Stepanovna. Apreciind situația delicată, în ciuda formelor plinuțe, ele s-au strecurat pe ușă. În salon s-a făcut liniște. Capitolina ținea în mâini trandafirii care cu prudență cineva le-a tăiat spinii. Bărbatul necunoscut o privea cu interes. Tocmai acest interes a scos-o pe fată dintr-o stare de stupoare. Ea era stânjenită și a îndreptat părul strâns la ceafă într-un coc.
Nu sunt în formă azi, asta e sigur. Și nici vânătăile nu au trecut încă. Atenția fetei a fost atrasă de mâinile lui umflate de culoarea mov. Bărbatul cu zâmbet a observat. Astea sunt fleacuri. Totul se va vindeca până la nuntă. Doar nu sunteți căsătorită. Nu. Eu la fel sunt singur. A spus el vesel, dar apoi cu o tristețe în voce a adăugat. Tot nu-mi ajunge timp pentru viața personală. Nici n-am început cu ce trebuie. Nici măcar nu m-am prezentat. Gratkov Dumitru Stanislav. Dumneavoastră mie mi-ați salvat viața. Cum? Nu poate fi. Cerea ajutor un om în vârsta și eu sunt sigură că nu v-am văzut pe dumneavoastră în acel parc pe iarbă. Însă, dar înălțimea și corpolența acelui om erau la fel. Totul s-a întâmplat atât de repede, încât nu am avut timp nici să mă gândesc și nici să înțeleg situația. Acei adolescenții erau foarte agresivi. Mă scuzați pentru lipsa de tact. Dar cum dumneavoastră, un om corpolent, ați ajuns în așa situație? Incomoditatea primelor minute ale întâlnirii dispăruseră. Capitolina chiar a simțit cum încet dispare durerea. Discuția interesantă a înviorat-o și chiar a încercat să se așeze. Vă permit să vă așezați. Până când nu. Atunci respectați recomandările medicilor. Ca să vă fie mai comod, eu mă voi așeza. Vizitatorul a luat scaunul și s-a așezat lângă patul salvatoarei lui. Capitolina îl privea. Straniu, de ce ei s-a părut ca el e bătrân? Probabil din cauza vocii. Bărbatul era foarte atrăgător. Și fata s-a gândit ca ei îi place de el, istoria mea este banală. Eu sunt istoric după specialitate. Câțiva ani am predat ore. Apoi am dorit să văd lumea. Eu am vizitat cele mai interesante colțuri a lumii unde s-au salvat monumente arhitecturale. Aceste călătorii m-au inspirat la înființarea propriei afacere. La început am încercat în rol de hotelier, apoi mi-am extins afacerea. Despre toate va lua mult timp să povestesc. Nu vreau să vă obosesc. Eu n-am obosit, dimpotrivă, mi este interesant. Atunci voi povesti pe scurt. Nu de mult am înțeles că pot combina ambele mele profesii în același timp. Eu am început să caut obiecte potrivite care să le pot folosi ca hoteluri și exponate de muzeu. Turiștii iubesc să se oprească în clădiri istorice. Și pentru autoritățile locale la fel este o afacere profitabilă. În primul rând fluxul de investiții, dar al doilea rând atragerea turiștilor. Prietenul și partenerul meu provine din acea zonă. El și mi-a povestit despre conacul care s-a păstrat bine. Eu am decis să merg să văd și să evaluez amploarea lucrărilor de restaurare. Dar cum ați ajuns bătut în parc? Totul e simplu. După o zi tensionată am intrat într-un bar să mă relaxez. Și localnicii doar nu mă cunosc. Unui băiat nu i-a plăcut cum mă odihnesc. El era foarte servit. Și eu la fel nu am fost treaz. Într-un singur cuvânt am început a ne contrazice. Nici nu țin minte cauza disputei. El a început să ceară bani de la mine. Dar eu evident că l-am trimis mai departe, dar când barul s-a închis m-am îndreptat în hotel, dar n-am ajuns. Acel băiat, împreună cu prietenii săi, deja mă așteptau în parc. Ei m-au atacat ticălos de la spate. Dar efectul neașteptării și alcoolul și-a jucat rolul. M-au bătut mult și din suflet. Sincer, eu deja nici nu mai țin minte ce strigam. Dacă n-aș fi fost strigătul dumneavoastră, eu cel mai probabil aș fi trecut pe alături. Bine ca pe lume mai există oameni buni. Oaspetele cu mulțumire s-au uitat la fată. Știți, eu practic nimic nu m-amintesc după ce unul din atacatori m-a trântit la pământ. Când mi-am revenit, abia m-am ridicat și am plecat în hotel. Dar dimineața l-am sunat pe șoferul meu ca să mă ia. Mi-am vindecat rănile acasă. Eu nici nu m-am gândit că pentru salvarea mea îi datorez unei fete atât de fragile. Mie partenerul meu mi-a spus că m-a salvat locuitoarea acestui oraș. Probabil eu v-am obosit cu povestirea mea lungă. Nu, dimpotrivă, mi-era interesant să aud toate detaliile. Însănătoșiți-vă! Pot să mai vin să vă vizitez.
Această întrebare a uimit-o pe fată, deoarece ea se gândea dacă va mai avea loc încă o întâlnire. Pentru a arăta stimă e de ajuns o singură vizită, dar ea și-ar fi dorit foarte mult să mai vadă odată acest bărbat simpatic. El a apărut peste o zi cu un alt buchet de flori. Acum erau mărgărite modeste. Medicul i-a permis Capitolinei să se ridice și din acest motiv ea singură a umplut vaza cu apă și a pus buchetul acolo. Ea își dorea foarte mult să meargă afară. Despre ceaia imediat i-a spus noului cunoscut. Dumitru a întrebat permisiunea de la asistenta medicală și după aprobare, ei s-au îndreptat la plimbare. Fata era fermecată de acest bărbat. El știa foarte multe și putea răspunde la orice întrebare. Cu el era plăcut să discuți și din acest motiv timpul trecea pe neobservate. Capitolina habar n-avea despre adevărata stare a lucrurilor. Când vecina din salon i-a spus că așa oameni de afacere nu trebuie să rămână singuri, atunci ea nu a ascultat-o, dar ce treabă am eu cu el? Nici nu spuneți, când el apare, tu începi să se clipești. Fata s-a înroșit la această observație, de parcă au prins-o la o faptă rea. Dumitru venea practic în fiecare zi. Ea deja l-aștepta cu nerăbdare. Dar în ajun de externare, la ora stabilită, în locul lui a apărut o blondă necunoscută. Nu a înconjurat, dar direct a împuns-o cu degetul în umăr. Dumitru Stanislavovici, este teritoriul intereselor mele. Capitolina nu s-a pierdut. Dar eu ce legătură am cu asta? În ceea că tu, dragă, fată de provincie, nu pentru tine se coace acest fruct. Fata repede a obiectat doamnei obraznice. De ce vorbiți despre un om ca despre un obiect? El ce este proprietatea dumneavoastră privată? El probabil are interesele personale. Dragă, însă nu îmi sunteți neplăcută și eu nu ascund asta. Noi cu Dumitru ne cunoaștem de mult. Nu ascund, eu sper la ceva mai mult decât o relație de prietenie. Și dintr-o dată apare dumneavoastră și îmi distrugeți toate planurile. Încă un pretendent la averea de milioane și a afaceristului. Vă rog, plecați. Singură, clarificați-vă cu cavalerul dumneavoastră. Nu e cazul să faceți scandal aici. Și dumneavoastră la fel nu-mi sunteți plăcută. Mie îmi place ce părere ai despre mine. Dar să pui mâinile pe averea lui Dumitru, eu nu-ți voi permite. Ce rapidă și vicleană! Caută unul după statutul tău. Iată un lucrător care va servi în weekend și să se distrugă. Dar Dumitru nu este pentru tine. Capitolina vedea că atrag atenții. Ei era atât de rușine, atât de ofensator. Ea a încercat să se ia în mâini și timp de un minut s-a uitat atent la fata blondă. Apoi a zâmbit în față. Știți, semănați unei maimuți machiate. Asta dumneavoastră trebuie să plătiți 1 milion pentru ca cineva să accepte să se întâlnească. Dar așa de activ și deschis fugiți după bani străini. De la aceste cuvinte, vizitatorul a încremenit de parcă ar fi primit o palmă. Sufocându-se de indignare, a amenințat-o pe fată. Tu încă foarte amar vei regreta pentru cuvintele tale. Tu nu mă știi, dar eu voi merge la orice pentru a obține tot de ce am nevoie. Când oaspetele nechemat a plecat, Capitolina a început a plânge în hohote. Ea înțelegea de ce era frică să recunoască. Dumitru este drag. Vecina din salon a încercat să o calmeze. Nu lua în cap. Nu va decide această găină soarta altuia. Lasă cunoscutul tău singur să se decidă. Dar în această zi, Dumitru nu a venit să o viziteze. Dar în ziua următoare pe Capitolina au externat-o. Toate speranțele imediat s-au stins. Dar în suflet iarăși era tristețe. Dar vocea interioară vicleană iarăși îi șoptea. Iată un alt eșec în viața personală. Mai bine să ignori cunoștința cu bărbații deoarece ești o nenorocoasă. Zilele treceau gri și triste. Ea deja nu mai aștepta cadouri de la soartă. Dar odată la ușa apartamentului ei au sunat. Inima nebună a bătut în piept, dar mâinile tremurau când ea a încercat să se descurce cu lăcatul. Iartă-mă, eu n-am reușit mai devreme, eram plecat. Abia ieri m-am întors imediat la tine. Fața lui Dumitru izbucni într-un zâmbet, ochii străluceau de fericire. Oare deja am trecut la tu? Desigur.
Când ultima dată ne-am plimbat prin parc lângă spital, această condiție a fost clarificată. Așa, hai strânge-te, mașina ne așteaptă. Eu astăzi te voi uimi. Capitolina vedea că întâlnirea cu ea îl bucură pe Dumitru. Ea nu dorea să-și strice dispoziția cu discuția neplăcută. S-a îmbrăcat repede și s-a grăbit spre mașina lui. La început, ei s-au îndreptat spre conac. Dumitru i-a povestit despre planurile de reconstrucție a conacului strămoșesc. El era într-atât de pasionat de noul proiect încât dispoziția lui i s-a transmis fetei. Ei mult timp s-au plimbat prin împrejurimile pitorești, fără să observe trecerea timpului. Apoi Dumitru a condus-o până la bloc. De ce nu m-ai întrebat cum am aflat adresa ta? Probabil că ți-au dat-o poliția sau însoțitorul tău a trimis cercetași, deja nimic nu mă mai surprinde. Eu iubesc deciziile deosebite. Aproape ai ghicit. Eu l-am sunat pe medicul tău și el mi-a dat coordonatele necesare. Deja lundu-și rămas bun, Dumitru pe neașteptate a întrebat. Simt că vrei să-mi spui ceva. Am dreptate? Eu vrei ca între noi să nu existe neînțelegeri. Pentru mine este foarte important. Capitolina a decis și a povestit despre vizita fetei blonde. Despre acea discuție neplăcută cu ea. Despre milioanele necunoscute pe care ea dorește să le ia. Dumitru din suflet a început a râde. Văd că trebuie să mă rețin. Sper că ai ceai în pachetele. Desigur. Dar ce milionarii contemporani iubesc doar ceaiul în pachetele? De ce ceaiul în piramide la fel este bun? Dar oamenii bogați beau așa ceai numai de sărbători. Ei împreună au început a râde de glumele sale. Apoi a fost o noapte plină cu discuții. Dumitru a povestit multe despre sine, despre copilăria grea. Despre familia cu tatăl alcoolic. El s-a împărțit cu necazurile pe care le-a avut după moartea mamei. El și-a amintit cum ziua studia, dar seara muncea în calitate de încărcător. Și sinceritatea lui a atins sufletul fetei. Înțelegi, Capitolina, eu de multe ori am visat la familie. Mereu îmi doream să văd alături o femeie iubitoare și fidelă. Dar în drumul meu, cu părere de rău, se întâlneau doar vânătoare. Eu nu vreau să ofensez pe cineva, deoarece stimez toate femeile doar pentru faptul că fac această lume minunată, dar multe femei moderne nu-și caută un soț pentru toată viața, dar un portofel cât mai plin. Da, eu am bani. Și eu într-adevăr sunt o persoană bogată, dar eu nu vreau să fiu portofelul cuiva. Câteva minute ei au stat în liniște. Apoi Capitolina încet a rostit. Acum eu înțeleg cât de mândră e bunica mea. Ea încă din copilărie îmi spunea că omul merită respect. Dar nu casa lui bogată sau averea. Oamenii în vârstă știu despre ce vorbesc. Cu părere de rău, în lumea modernă s-au schimbat valorile omenești. Dar acea blondă care a venit la tine, ea pur și simplu este prietena mea și fosta soție a prietenului meu. Eu niciodată nu i-am dat motiv ca să spere la ceva mai mult decât relație de prietenie. Ea singură și-a imaginat un viitor fantastic. Sincer, ea deja mă deranjează cu încercarea sa să dovedească tuturor că noi avem vreo relație. Trebuie deja să oprim asta. Pe neobservate a trecut toamna. Apoi a venit iarna cu geruri. Capitolina petrecea mult timp cu Dumitru. Dar așa discuție sinceră mai mult nu era. Ei mergeau la expoziții, la teatru. Se împărțeau cu impresiile personale. Dar din partea lui nu se observa o încercare de a trece la o relație mult mai apropiată. Fata simțea că el o verifică. Și această stare o întrista. Speranțele apărute iarăși au început a se stinge. Ea înțelegea că trebuie să se decidă la un pas serios. Nu avea cu cine să se sfătuie. Însă avea ea o persoană în care avea încredere totală. Capitolina a decis să facă o pauză. Să se gândească singură și să-i dea timp și lui Dumitru să-i se facă dor sau să o uite. Deci poate nici acest factor nu era decisiv. Ea avea nevoie de un sfat. Un sfat al unei persoane înțelepte și mândre. Ea a luat concediu pentru o săptămână. Repede și-a strâns lucrurile și s-a îndreptat la bunica în sat. Pe Dumitru nu l-a avertizat despre plecarea sa. Dar telefonul mobil l-a lăsat acasă.
bunicii a povestit despre evenimentele din viața ei. Dar ea doar flutura din cap. Tu, Capitolina, ești atât de proastă. Dar femeia trebuie să fie vicleană. Dar eu mă gândeam că pe femeie mereu o înfrumusețează rațiunea și înțelepciunea. Eu despre asta și vorbesc. Viclenia feminină ea este și înțelepciune și minte. Cum n-ai învârti, dar așa reiese. Tu ai făcut totul corect, nepoată. Bărbatul are nevoie de timp ca să se gândească. Și nu contează dacă este milionar sau un simplu muncitor. Săptămâna de concediu se termina. Capitolina a reușit să facă curat în casa bunicii. A spălat draperiile, a vopsit gardul. Când lucrul ajungea la sfârșit, pe orizont a apărut un punct mișcător. Fata a încremenit în așteptare. Dar în cap i-a venit un gând. Oare este el inima nu a mințit-o? Într-adevăr, la volanul mașinii prăfuit stătea Dumitru. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, el a ieșit din mașină. Înainte nu reușeam să vin. Iartă-mă! Fata a rămas uimită. Eu doar nu ți-am spus nimic. De unde ai aflat că sunt aici? Tu mi-ai povestit atât de multe despre bunica ta minunată și imediat am înțeles unde ești. El o privea pe fată cu o privire atât de gingașă. Ea dorea, dar îi era frică să creadă că Adima simte ceva față de ea. Atunci de ce nu ai venit mai devreme? Eu doar inițial ți-am spus. Eram foarte ocupat. Dar dacă sincer îmi era frică că mă veți obliga să lucrez în grădină. La această observație, bunica a început a râde. Ce bravo e, Dumitru brusc a devenit serios. De ceva s-a îngrijorat, dar apoi cu o voce tremurătoare a spus. Eu am nevoie de tine, Capitolina. Eu foarte mult am nevoie de tine. Nu voi vorbi mult și îți voi spune simplu. Fi soția mea. Iartă-mă, dar n-am luat cutia de catifea. El misterios a făcut din ochi și a scos din mașină un buchet de flori. Bancheta din spate a automobilului era acoperită cu un covor de flori. Acolo erau trandafiri și romanițe. Crin și crizanteme. Bunica doar una a spus. Dă-i, Doamne, fericire fetiței mele. Și făcându-și cruce pe neobservate și-a șters lacrimile. Ea foarte mult spera că acum totul va fi bine. Dumitru a luat-o pe Capitolina în oraș. Ei imediat au depus cererea la starea civilă și au început a se pregăti de nuntă. Fetei chiar îi era frică să creadă fericirii ei. Și cum s-a dovedit, nu în zădar. Odată noaptea, când Capitolina dormea, s-a auzit un apel telefonic. Capitolina a luat receptorul. Dacă sună noaptea, înseamnă că ceva s-a întâmplat. Alo! Dacă doriți să-l vedeți pe Dumitru Viu, atunci veniți repede la Conac. Alo, ce s-a întâmplat cu el? Cine e el? Dar la telefon se auzeau deja bipuri scurte. Capitolina a mai încercat odată să sune pe acest număr, dar telefonul nu răspundea. Ea repede s-a îmbrăcat, a chemat taxi și a mers la Conac, unde Dumitru plănuia să deschidă un hotel. A ieșit din mașină și s-a uitat în jur. Întuneric. Fetei era frică. Și dintr-o dată a înțeles că trebuie să-l sune pe Dumitru. I-a scos telefonul, dar s-a dovedit a fi descărcat. Capitolina uneori uita să încars. Acum va trebui să plece acasă pe jos. Ea totuși a decis să se uite dacă Dumitru nu este pe aici. Făcând câțiva pași, ea a simțit o injecție dureroasă în umăr. Întorcându-se repede, a văzut fața zâmbitoare a acelei blonde. Ultima ce a reușit să observe era seringa din mâna fetei. A început a-și pierde cunoștința și Capitolina nici nu reușise să strige. Ea se trezea. Foarte încet, chinuitor. Așa dorea să doarmă, dar vocile din jur nu-i permiteau să o facă. Capitolina a deschis ochii, l-a văzut pe Dumitru, împrejurimi necunoscute și expresii de dezgust pe chipul bărbatului iubit. Cum ai putut? Dumitru. Capitolina s-a întins spre el și a înțeles că mai este cineva alături. Alături stătea un bărbat. El o îmbrățișa și zâmbea. Ei erau într-un hotel și pe jos erau aruncate hainele. Dumitru, asta nu e ceea la ce te gândești. Capitolina a strigat și a înțeles la cât de straniu au sunat cuvintele ei. Dumitru a chicotit. Desigur.
Asta eu nu am înțeles corect. Să nu mai apari niciodată pe drumul meu. El a ieșit și bărbatul din pat a lăsat-o, Capitolina s-a ridicat, a început haotic a se îmbrăca. Bărbatul o urmărea. Cine sunteți? Cum ați îndrăznit? Pentru ce? El a ridicat mâinile. Nimic personal. Eu pur și simplu mi-am îndeplinit serviciul plătit. Dumneavoastră trebuie să povestiți totul lui Dumitru. Sunteți obligat. Nu, dragă. Eu nu sunt obligat nimic nimănui. Hai, pleacă de aici. Capitolina a ieșit și s-a grăbit să-l ajungă pe Dumitru. Dar când fata a ieșit afară, mașina logodnicului deja cotea după colț. Dumitru! Capitolina a început a plânge. Cum să-i explic acum? Cum să mă întâlnesc cu el? Ea înțelegea că Dumitru poate să nu-i ofere posibilitatea să-i explice. Capitolina a plecat acasă. A pornit telefonul și a început să-l sune pe Dumitru. Dar telefonul lui era deconectat. Ea a plecat la el acasă. Nu deschidea nimeni. Toată săptămâna Capitolina a încercat să-l caute, dar așa și nu a reușit. Dar peste încă o săptămână Capitolina a văzut în ziarul local anunț despre ceea că milionarul renumit se căsătorește. Ceremonia era planificată peste 2 săptămâni. Pe poză sub reportaj era Dumitru, dar alături zâmbea fata cea blondă. Capitolina mult timp a privit poza, apoi a boțit ziarul și a început a plânge. Ea nu a dormit până dimineața. Dar dimineața a decis. Ea s-a concediat de la serviciu, și-a strâns lucrurile și a plecat acolo unde mereu se simțea bine. Când bunica a văzut-o, a fluturat din mâini. Capitolina, ce s-a întâmplat? Fata a început a plânge, s-a grăbit să o îmbrățișeze pe bunica. Ea a povestit totul. Bunica o mângâia pe cap și îi spunea: cum așa? Cum așa? Dimineața, fata s-a trezit, dar în casă nu era nimeni. Bunica probabil a plecat la magazin sau la vecină. Capitolina s-a întins. Nu dorea să se ridice. Dar și în general nu-și dorea nimic. Dorea să stea culcată, să plângă. A trecut o oră, două. Bunica așa și nu era. Capitolina deja începuse să-și facă griji. Ea de mult s-a ridicat, deja a șters și praful și podeaua a măturat-o, dorea deja să meargă să o caute pe bunica, dar dintr-o dată a auzit sunetul mașinii. Ea s-a uitat și nu-și credea ochilor. Acesta era Dumitru. Și el o ajuta pe bunica să coboare din mașină. Capitolina a rămas uimită de ce se întâmplă. Bunica a intrat prima. După Dumitru cu un buchet mare de flori. El imediat a spus: iartă-mă, sunt un prost. Cum puteam să mă gândesc la așa ceva despre tine? Capitolina nu înțelegea nimic ce s-a schimbat. Dar ea l-a îmbrățișat pe Dumitru și a expirat. Deja mai târziu, Dumitru i-a povestit: bunica ta e ca în foc. A venit la mine în oficiu și mi-a organizat un scandal. Paznicii au încercat să n-o lase, ea aproape nu i-a bătut cu geanta sa. La voi probabil e familiar să-i bateți pe toți cu geanta. Eu am ieșit la gălăgie și bunica mi-a spus că dacă eu nu o voi asculta, atunci îmi demola tot oficiul. Am fost nevoit să o ascult. Cu cât mai mult o ascultam, cu atât mai mult înțelegeam ce prost sunt. Eu și singur m-aș fi priceput că fără Natalia nu s-ar fi întâmplat asta. Nu-i nimic, ea deja povestește tot șefului departamentului de securitate. Și numai tu trebuie să decizi dacă să o predai poliției sau să o lași. Cât Dumitru vorbea, Capitolina l-asculta atentă. Dar apoi s-a întors spre bunica. Mulțumesc ție! Tu iarăși m-ai salvat. Tu la mine ești cea mai bună. De data aceasta, Dumitru a decis să nu aștepte data stabilită la starea civilă. Ei s-au înregistrat imediat, literalmente peste 2 zile. Nunta era modestă. Și au fost prezenți doar cei mai apropiați. Cel mai important și oaspete de onoare, desigur, era bunica.